Maria! La bușteni în poartă, oare cine bate? Dar deschideți, doamnă! Suntem doi fomiști! Am venit să mâncăm pastă de ardei cu artiști. Să rămână! Florin, îmi pare bine. Andrei. Iulia. Ce mai faceți? Poftiți înăuntru, treabă. Aia e pasta? Pasta de ardei capi. Practic e o bază, nu? E o bază, un sos. Și cum se face? Dau ardei capi pe mașină, tocat, da? Ulei și sare. Și atât? Atât. Care e specialitatea acasă aici la pensiune? Totitura. Totitura? Și da. Intră pasta de ardei? Da. Totitura. Ți-e foame? Da, și foarte foame. Hai. Închid eu. Nu-l lăsați aici. Nu-l lăsați acolo, ăsta fură zacuscă aici, mai îngrozitor. Îmi mai trebuie să mănânc puțin, o să-mi dau cu părerea. Nu, stai un pic, e rândul meu, e rândul tău să-mi pui întrebările. Nu, eu tu mai am întrebat, te rog. Nu, mai ai, mai... Mamă, cum e. Și practic aici nu avem deloc sos de roșii, nimic? Nu, decât pasta de ardei capi. Ca să înțeleagă toată lumea, că nimeni nu vede ce e aici. Deci, noi avem de mâncare o tochitură care este colorată doar cu pasta de ardei din borcan, pusă de doamna Iulia. Și uitați ce culoare frumoasă are. Ce culoare frumoasă are. E un produs pe care nu prea îl găsești în viață și, sincer, e un produs gospodăresc, care e foarte interesant. Foarte e fix de cămară. Da. Pentru că dacă vorbești tu, poți să mănânc și eu, de-aia. Da, tu ești actor, tu ești cu întrebările, eu sunt mâncat. Nu e adevărat. Ba da. Dar tu trebuie să-ți dai cu părerea, să spui exact cum ți se pare. Cum se pare, Florin Dumitrescu, chestia asta? Dezvoltă. E prima oară când spun în campania cămara noastră săruna pentru masă, serios. Mă bucur. Săruna pentru masă. Să o fie de bine. A, vino pe aici. A, pe aici am venit, da. Corect.